scandal uria la Pro TV, cine a ajuns în finala România au talent video? Este iar scandal, după novedie a celei mai vizionate emisiuni din istoria televiziunii din România. La Românii au talent, de la Pro TV, juriul nu a vrut să decid care să fie al doilea concurent al serii trimis în final, având de ales din 10 concurenți. În cea de-a doua edie a Galelor Live, Ianis Anghel, Leonardo Dragusin, Trupa Idiot, Vladen Ioana, Vlad Zapuient de Gest, Badea Brothers, Joric Papuzoi, Alex Stefanescu, Anastasia and Sergei. Asta, după ce ala fusese aleas de votul publicului. Pe locul din final au ajuns să se bat Alex Stefanescu și Trupa Idiot. Andrei Florin Celinescu l-au preferat pe Alex Stefanescu, în timp ce Mihaela Redulescu și Andy Moisescu au votat pentru Trupa Idiot. Fiind egalitate, cei care au decis cine ajunge în final a fost publicul. Iar fanii Pro TV l-au votat pe Alex Stefanescu, i-a început scandalul pe internet. Unii i-au criticat pe jurai, alii pe concurenți, iar unii au ajuns să se certe între ei pentru modul în care au votat.